această zi frumoasă, pe cel dulce și senin, iată mamă credincioasă cu sufletul de tulur plin. Bucuria ei e vie căci pe Amos l-a adus să-l depună pe vecie înaintea lui Iisus. Și să-l încredințeze printr-o caldă rugăciune, Domnul Sfânt să-l privegheze zi cu zi în fapte bune. Aleluia. Lacrimi îi brăstează fața ca niște mărgăritare. Doamne, Tu păstrează-i viața în semn de binecuvântare. Și cana cărții sfinte e plină de dăruire, dar mai are rugăminte să-l veghezi în a Ta iubire. Câtă bucurie sfântă pentru o mamă credincioasă, ea se roagă înfierbântată în această zi frumoasă și în acest val de credință, mamă, vrei să fii așa și îl vrei azi pentru Domnul cu toată ființa ta, dar pe drumul vieții tale rugăciuni să nu înceteze, sfatul tău pe-a vieții cale orice pas să lumineze. Domnul vrea să ți-l păzească din mai bine în mai bine și să ți-l călăuzească doar să știi, numai prin tine. Nu-i de ajuns o rugăciune înălțată azi aici, ci nespuse eu aș spune înălțate zi de zi, azi și mâine, și întotdeauna nu încetați a vă ruga. Și atunci Dumnezeu într-una vă va binecuvânta și din imnul rugăciunii faceți-vă obicei, chiar de scormoniți tăciunii, rugați-vă tot cu ei. Și atunci viața vi se înalță în orice împrejurare, veți avea cu siguranță multă binecuvântare. Amin.